Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! În episodul de astăzi v-am pregătit un machiaj de toamnă, iar la sfârșitul episodului o să aveți parte și de un concurs. Înainte să trecem la treabă, aș vrea să pun muzică. Pe blogul meu puteți găsi playlist-ul cu piesele mele preferate. Bun, muzica se aude pe fundal și acum putem să trecem la treabă. Primul produs pe care eu îl aplic pe față înainte de machiaj este apa termală de la Vichy. Ca buzele noastre să fie bine hidratate, aplic balsamul de buze. Eu am acesta de la The Body Shop. Ca și bază de machiaj aplic acest BB cream. Veți observa că la aproape toate produsele eu folosesc acest burețel, fiindcă cu ajutorul lui produsele se aplică uniform. În machiajul de astăzi eu voi folosi două nuanțe de fond de ten, una mai închisă pe care eu voi aplica pe marginile feței. În cazul acesta eu am un fond de ten de la Revlon. De fond de ten mai deschisă pe care eu voi aplica pe mijlocul feței, în acest caz eu folosesc fondul de ten de la Maybelline. Folosind aceste două nuanțe, una mai deschisă și una mai închisă, fața nu mai pare atât de plată și se creează un efect de 3D. Anticearcănul întotdeauna se aplică după fondul de ten și eu îl aplic în formă de triunghi. Prin această metodă dispar toate semnele oboselii. În momentul în care folosim anticearcănul numai sub ochi, nu facem decât să accentuăm toate defectele. În machiajul de astăzi voi folosi fardurile din cea mai nouă paletă a mea de la Yves Saint Laurent. Primul fard pe care eu îl folosesc este un bej deschis. Îl aplic pe toată suprafața pleoapei. Apoi aleg un fard maro închis. Îl aplic de la mijlocul pleoapei spre exterior. Și retușez bine. Apoi aleg un fard auriu și îl aplic pe mijlocul pleoapei. Pentru a mări vizibil ochii folosesc creionul alb. Același fard maro folosesc și pe pleoapa de jos. Pentru a accentua machiajul folosesc un fard negru. Și sus, și jos. If we sail a little bit high, a little bit low. Pentru a ilumina zona sub sprânceană folosesc același creion alb.
lips, it tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed in my arms. Și acum, cireașa de pe tort, un ruj mat de la Slick. După părerea mea, este o nuanță perfectă de toamnă. Și machiajul nostru este gata. If we sail a little bit high, a little bit low, how far can we get? If we sail a little bit high, a little bit low. Cam așa arată machiajul pe care eu vi-l propun pentru toamna aceasta. Cei drept, eu de obicei prefer rujurile mai deschise, însă îmi place enorm de mult această nuanță și cred că se potrivește cu vremea de afară. Cu machiajul am terminat și acum haideți să trecem la concurs. Ce să zic, este primul meu concurs pe care eu organizez aici pe YouTube, de aceea sper să participați cât mai multe ca să-mi dați curaj să organizez și alte concursuri. Și acum haideți să vă arăt ce cadou am ales pentru voi. Am ales două produse minunate care, după părerea mea, sunt esențiale pentru orice femeie. Sunt produsele pentru îngrijirea ternului de la Skin Code. Avem așa un gel de curățare și o loțiune matifiantă. Am ales aceste două produse fiindcă toamna pielea noastră are nevoie și de mai multă îngrijire și m-am gândit că astfel de produse sunt mai mult decât binevenite pentru voi. Și acum haideți să vă povestesc un pic despre aceste produse ca să înțelegeți ce efecte benefice pot avea asupra pielii noastre. În primul rând, aceste două produse sunt făcute din ingrediente naturale, nu conțin parfum sau conservanți. Aceste două produse sunt făcute special pentru ten mixt sau gras și folosite împreună de două ori pe zi, elimină punctele negre și impuritățile pielii, minimizează aspectul porilor, previne apariția coșurilor și corectează imperfecțiunile pielii, reglează producția de sebum fără a usca pielea, corectează aspectul de ten gras și excesul de ulei, calmează pielea și conferă tenului un aspect mat și îngrijit. Deci dacă doriți un ten proaspăt și curat, participați în concurs și o să primiți aceste două creme împreună cu o scrisoare de la mine. Regulile concursului sunt foarte simple. Trebuie să parcurgeți 3 pași. Să fiți abonați la canalul meu de YouTube dacă încă nu sunteți. Să distribuiți acest video pe pagina voastră de Facebook și să-mi scrieți în comentariu cuvântul particip. Pentru cele dintre voi care nu veți câștiga acest concurs, dar doriți aceste produse, le puteți găsi în farmaciile HealthNet sau pe farmaciaonline.ro. O să vă las toate linkurile în descriere sub video. Dragii mei, acesta a fost episodul de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut și v-a inspirat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like ca să mă bucur. Să știți că vă pregătesc foarte multe episoade interesante, de aceea ne vedem foarte curând. Vă mulțumesc, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa! Our lips, they tasted like those cigarettes, staring at the moon.